Ședința este statutară. Supun la vot ordinea de zi cu două modificări. Avem depuse 16 amendamente la buget și astăzi am primit de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași o comunicare care la buget o să facem cumva să rotunjim în sumele. Cine este pentru? Împotriva abțineri, supun la vot proces verbal de data de 26.3.2023. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Domnule președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului de furnizare, prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între apa vitală SA și utilizatorii serviciului, inițiator primar al amendamentului. Dar în urma unui control care l-au avut cei de la apa vitală, de la ANRSC sau nu știu, ne-am solicitat să modificăm hotărârea de consiliu local care am avut-o până în prezent cu dânsii. Este în binele consumatorilor și avem articolul 8 să beneficieze de reducerea valorii facturii din acordare de bonificații în valoare de 30% numai datorită nepunizării apei, neanunțare întrerupere sau depășirea limitei care a anunțat-o și nu au ținut conștiința, să primească răspuns în termen de 30 de zile calendarițe la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligații contractuale, să raporteze în condiții legii și cu acordul scris al operatorilor alți consumatori pentru alimentarea acestor cu apă, să solicite operatorilor revizuirea defecțiunilor și aderanjamentelor, să solicite în scris verificarea contoarelor instalate, numai cum nu-i contoare apomeri. Instalații pe branșamentul program, să solicite și să primească în condițiile legii despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate, probabil când se intervine la instalații. Da. Îmi supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii 157-21-2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu Frumos, conducând în altă localitate. Inițiator primar, Acamaleon. Da. Această hotărâre am mai adus-o pe ordine de zi cu cheltuielile, depozarea cheltuielilor de la navetă. Da. Această hotărâre este adoptat întrucât niște prefectul de Iași a solicitat un răspuns din partea Consiliului dacă vechea hotărâre o mențineți sau o revocați. Din câte am discutat cu cei de la prefectură, ei oricum o să mai încheie în instanță o cerere pe care o să solicite, să o amendeze. Acum ar trebui să venim față dumneavoastră să vă spuneți punctul de vedere dacă o mențineți pe acea hotărâre sau o revocați. Eu, după mine, zic că ar fi mai bine să ne dea îndâns în contencios administrativ. Da, dar deci un răspuns. Adică, dumneavoastră, acum... Nu fiți de acord. Nu sunteți de acord. Tot acolo ajungem. Deci... Dar hotărârea va aparține. Deci, oricum, este suspendată de drept hotărârea vechi până se judecă. Noi, ca și ordonați, ca și consilieri locali, trebuie să rămâneți de acord cu decontarea din hotărârea trecută. Da. Adică asta este ideea, știți?
nu puteam să primim răspuns la prefectură decât dacă veneam în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre pozitiv, adică de revocare. Dar dumneavoastră acum hotărâți dacă o revocați sau nu. Dacă nu se revocă, acum își merge cursul vieții, în distanță și o să vă dorească domnul distanța dacă... Da, dar cealaltă sentință, după aceea ați observat, este și la mamă sentință, instanțele sunt favoarea la personală. Deci, cursul e previzibil. Se dă pe pot în revocare. Da. Eu așa zic, și ați vă doresc. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu știu. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii numărul 81 din data de 10.09.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgu Frumos în Consiliul de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan, Unitate Sanitară, Direcția Autorităților Administrației Publice Locale a orașului Târgu Frumos, deci inițiator primar Tatamani Mene. Dacă nu se vede în punctul numărul 4. Dar în faci 4. Plus 3. Da. Comisia care a participat, reprezentanții care au participat în Consiliul, din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Spital a fost domnul Drogoze Tudorel, care rămâne în continuare, doamna Marie Măriara. Mai bine zis, am primit, noi trebuie să majorăm numărul de reprezentanți în Consiliul de Administrație. Și al treilea va fi domnul Nicoară Sergiu. La membri supleanți rămâne domnul Florea, domnul Condurache și al treilea membru supleant, Damian Mihăiță. Da. Avizul Comisiei favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării cu licitație publică a unui imobil construcție, proprietate publică a orașului Târgu Frumos de Spiaș, înscris în cartea funciară numărul 62.158, Târgu Frumos, număr cadastral 62.158, cel nou, inițiator primar Patamani Mene. A solicitat cineva acest spațiu, a fost acolo spălătorie, bucătărie și o bibliotecă. Pentru a utila, în primul rând pentru a restaura tot ce este acolo și pentru a utila cu CT, cu RMN, cu ceva aparatură medicală. Și pentru a scoate la licitație, am numit comisii de evaluare. Toarbă Daniel, Drobăt Tudorel, Baltar Gheorghe, Condurache Mihai. Publici. Și avem cineva care au de-a vrat de la ANAF, e reprezentant de Mindia n-am. Și la supleanți, Arvinte Daniel, Feodot Nicola, Ciurea Andrei și Maxim Feodot. Da, dacă sunt discuții, avizul comisiei a fost favorabil. Spune la vot cine este pentru. Împotrivă? Abține? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Târgu Frumos și a anexei cuprinzând programul de investiții publice pentru anul 2023, precum și bugetului centralizat al activităților finanțate integral și sau parțial din venituri proprii și sau subvenții pentru anul 2023. Inițiator primar Patamani Mene. Însă înainte de data, având în vedere că au fost depuse 16 amendamente, procedăm conform codului administrativ. Amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea în care au fost ele formulate. Începem cu amendamentul numărul 13.881. În Comisia de Urbanism, votul a fost împotrivă, respins.
pentru acest amendament. Impunul respins. Respins la comisie. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, voi. Da, da. Dragi colegi, după cum știți, depunerea de amendamente avem exact în consilierul local și nu numai și cetățenii pot să fie cei care inițiază amendamente la bugetul local. Din start am văzut că este o chestiune, să spunem așa, politică de a tăia aceste amendamente, nu-i mic, o luăm ca atare. Voiam să vă spunem modul în care am ajuns să redactăm și să aducem pe masa Consiliului Local. Toate aceste amendamente au fost în urma discuțiilor purtate cu cetățenii, atât pe teren, și o să luăm punct cu punct și o să vă explic exact, da? Atât pe teren, cât și în urma audiențelor pe care le ținem. Suntem la amendamentul numărul 1 și aș vrea să dau citire de activitate cu joacă copii, zona joacă. Dacă se poate, mă scuzați. Vreau să stabilim o chestiune de principiu și ar trebui să supunem la vot dacă facem dezbatere ceea ce s-a făcut în comisii. Nu, dar trebuie să știm ce amendamente respingem. Amendamentul respingem. Și ca și inițiator, eu zic, cel care a inițiat amendamentul ar trebui să-l prezinte. Așa vă logic. Așa se procedează. Supunem la vot. Supunem la vot procedura, da? Deci, îl dăm citire, îl dezbatem, ceea ce s-a făcut și în comisii. Nu e vorba de dezbatere. Nu e vorba de dezbatere. E vorba ca cel care a depus să-și susține, este obligația lui de a-și susține amendamentul în fața colegilor, în Consiliul Local. Deci să înțelegem că comisiile nu au niciun rol, dar nu e vorba de rol, domnul primar. Comisiile avizează sau nu dezbaterea care, conform codului administrativ, în sarcina Consiliului Local. Or, noi facem o dezbatere aici. Și dacă s-a dat amit negativ, facem o dezbatere de amendament. Amendamentul se supune la domnul președinte. Domnul secretar. Da? Vă rog, domnul secretar. Avem voie să discutăm amendamentele? După regulament, eu o să vă citesc doar articolul 131 din codul administrativ. Face referire. Interzice de a discuții pe amendamente. Atât vă rog să-mi spuneți. Spune doar la articolul 138, amiatul 1, asupra proiectelor de hotărâri, la loc de spate, generale și pe articole. Deci, e vorba de proiecte, da? Consiliul Local, precum și celălalt inițiator, de la ședință, putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea în care a fost formulate. Exact, asta facem acum, dar practic ar trebui să știm, să știți și să știe și ce să zicem ce amendamente am depus. Este foarte simplu și eu cred că nu ne-a nici timp. Amendamente dacă erau să fie pentru prima dată primarță la Consiliul Local azi să discutau, să puneau în discuție. Domnul, dacă tot conținerii știu despre aceste amendamente, păi, dar au trecut prin comisii. Dar ce vreți dumneavoastră? Eu nu vreau decât să supunem la vot și să vă aducem la cunoștință. Păi supunem la vot președintele, domnule, dumneavoastră. Ce supun la vot? Haideți să supun la vot procedura de a prezenta dumneavoastră în plen sau nu amendamente respective. Eu, inițiatorul. Deci, eu am propus ca și președinte al Consiliului Local să supunem la vot procedura. Eu propun, pe de-o parte, să citesc, să dau citire în ordine, așa cum spune codul administrativ. Deci, supun votului Consiliului Local în ordinea care au fost ele formulate, fără a mai fi dezbătut. Adică aveți dreptul la a discuta și a discuta un amendament. Au fost discutate. Vreau să precizați într-un procesul verbal, domnul secretar, această discuție. Au fost discutate. Dar e vorba instituțională. Da, spune clar, da, în plen. Noi nu le-am discutat. Noi cu colegii în comisie am spus discuțiile să fie plen. Până la urmă ați vorbit acolo, ați spus că în urma audienților, în urma discuției cu oamenii din oraș, acolo sunt împărțite pe 4 consilieri PNL. Exact. Îți face cineva în fața porții, unul. Altul își face în fața blocului, altul își face care sunt acei cetățeni cu care ați... Domnul primar, de asta vreau să le discutăm. Da. Supune-l la domnul președinte, nu au decât să
supunem la vot modalitatea prin care facem, da, această... Vă rog să precizați, domnul secretar, deci nu mi s-a dat voie. Da. Vă rugăm să precizați că în cadrul fiecarei comisii s-au discutat fiecare amendament în parte și motivul refuzului acolo unde a fost cazul. În condițiile în care un buget se realizează cu un an înainte, nu de fiecare dată după ce este aprobat, este propus un proiect, vine cu Poate putea să fie acum, dar dacă era de... În momentul de față, domnul consilier să nu știe despre ce amendamente este vorba, da, se putea face dezbatere. Dar așa, dacă au trecut prin fiecare, în fața fiecărui consilier, au trecut prin comisii, ce vreți să faceți? Publicitate? Ați început campanii? Ce vreți să vorbesc la televizor? Comisia avizează, dezbaterea are loc în plena amendare. Și votul dă Consiliul Local. Comisia are rol. Păi, de exemplu, la municipiul Iași a venit cu 150 de amendamente. Dacă era depus, nu știa niciun consilier. Despre amendament s-a discutat în plenul Consiliului. Păi da, dar... O durat 8 ore. Păi da, acum dacă vineți cu au fost depuse în termenul și mai mult decât atât. Dar n-am zis. Dreptul consilierului local este de a depune amendament până la ședința de consiliu. Haideți, domnul președinte, ședința de data. Supunem la vot procedura, da? Deci propunerea este pentru supune votul de consiliu local în ordinea care au fost formulate, fără a fi citite și... Fără a da dreptul celui care da. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Sunt 4 împotrivă. Și o abținere? 4. Domnul... Vă rog să fim precizat de aceste chestiuni în procesul de procedură. Amendamentul la proiectul de hotărâre, numărul 30.881, în comisia a primit vot respins. Cum s-o judecă? Ați născut la citire amendamentului. Amendamentul la proiectul 30.882, din 26-a, în Comisia de Urbanism, vor respins. Proiectul de hotărâre 30.883, 26-a, 2023, în Comisia de Urbanism, respins. Economic respins. Comisia judecă respins. Amendamentul 30.884, în 26-a, 2023, în Comisia de Urbanism, respins. Economic respins. Comisia judecă respins. Amendamentul la proiect 30.885, în 26-a, 2023, urbanism, respins. Economic respins. Comisia judecă respins. Amendamentul 30.886, în 26-a, respins la urmărință. În comisie și în Da, dacă sunt, spune că sunt... Erau fost respinse și putem să mergem la tine. Da. Mergem pe fiecare parte. Dacă ești de democrat, da. Deci, da. 30.881. Cine este pentru? Ce reprezintă 30.881? Amendamentul care a fost depus. Vă rog să dați citire, să știm ce respinde și ce aprobăm. Eu nu știu ce înseamnă numărul ăla, nu am documentația în față. Înseamnă că nu ați... Spuneți-mi materialul. Da, dar spuneți-mi, vă rog, la ce respinde și ce aprobăm. Vreau să știu un număr. Deci ele au fost prezentate și în comisii, da? Da. Le aveți. Da? Le aveți și chiar... Dați citire dumneavoastră. Dar ce amendament a fost? 30.881. Propunerea alocării resurselor financiare necesare pentru reabilitare parcul joacă copiii zona Jora. Supuneți la vot. Cine este? Cine este pentru? Nu sunteți pentru? Nu, nu. Păi nu, dar dumneavoastră nu votați pentru.
Păi pentru, nu înțeles că domnul. Păi nu înseamnă că votați pentru aprobarea amendamentului, nu? Păi, colegii dumneavoastră. Cine este pentru acel amendament? Am întrebat. Sunt dumneavoastră. Împotrivă. Și abține. Unu. Refacerea instalației de încălzire pentru corpul B, Liceul Tehnologic pentru Raiș. Da. Avizul comisiei, v-am spus, a fost respins. Cine este pentru? 4. Împotrivă. Abțineri. Da. 30.883. Cinema în aer liber. Avizul comisiei respins. Cine este pentru? 1 singur este pentru. 2. 3. 3 pentru. Abțineri. 1. O abținere. Împotrivă. Amendament 30.884. Reabilitare stradă prin asfaltare. Drum lateral, dreapta stradă Ștefan cel Mare și Sfânt, poartă acces Vinia Târgu Frumos. Are de comisie respins? E bună respins. Servicii respins. Cine este pentru? Alu. Împotrivă? Abțineri? 30.885. Reabilitare trotuar cartier Joara. Avizul comisiei urbanism? Respins. Juridică respins. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendament 30.886. Reabilitare prin asfaltare, strada Petru Rareș, precum și optimizare, canalizare pe același tronson. Avizul comisiei de urbanism a respins. Comisiei de urbanism a respins. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? 30.887. Amenajare trotuar, rigoră și bordeț, strada Justiției numărul 1. Avizul comisiei de urbanism a respins. Comisiei de urbanism a respins. Cine este pentru? 4. Împotrivă? Abține. 30.888. Amenajare trotuar, strada 22 decembrie 1989. Avizul comisiei de urbanism a respins. Să văd că răspins. Vot. Cine este pentru? 4. Împotrivă. Abține. 3.890. Propunere alocarea resurselor financiare necesare pentru realizarea unei aplicații mobile destinate completării de către locuitorii orașului a elementelor ce necesită intervenție din partea primăriei. Avizul comisiei de urbanism respins. Comisiei de respins. Până la vot, cine este pentru? 4. Împotrivă. Și o abținere. 30.891. Propunerea alocarea de resurse financiare necesare, amplasare de mese de șah, table, prevăzute cu bănci și acoperiș pentru intemperii în parcul inginer Dan Dumitrache, în parcul din zona Casei de Cultură Garabete Brăileanu, precum și în alte parcuri care dispun de spațiu. Avizul comisiei respins. Avizul comisiei respins. Avizul respins. Să punem la vot. Cine este pentru? 4. Împotriva? Abține. 30.893. Propunerea alocarea de resurse financiare, identificarea unui traseu și realizarea unei piste pentru biciclete. Cine este pentru?
Adun. Împotrivă? Abține. 30.893. Propunere alocare de resurse financiare pentru realizarea unui parc tematic pentru amatori de skateboard, patine, pe role și grafic, în spate legație de cultură care aveți în Breida, un teren frumos, sau un alt spațiu disponibil pentru a deservi astfel de activități. Cine se răspunde la mine? Nu se răspunde. Cine se răspunde? Cine se răspunde? 4. Împotrivă? Abține? Proiectul amendamentul 30.894. Propunere de alocare de resurse financiare de abilitare de spațiu pietonal și verde de pe strada Catalina Teodor Roiu, bloc 12A și B, 13, 14 și 15, respectiv spațiu aflat vis-a-vis de terenul de sport al școlii gimnaziale Carabet Ibrăileanu. Aduși, domnul Urbanez, respins. Domnul Urbanez, respins. Respins. Domnul Urbanez, cine este pentru? Da. Întotdeauna? Bine. Proiectul de hotărâre. Propunere alocare resurse financiare pentru schimbarea ciușmenilor din zona de centru a orașului Târgu Frumos. Da, pe proiectul de 1895 la urbanism se a respins. Cum se vede că respins? Nu a văzut cine este pentru? Cine? Propunere alocare de resurse financiare pentru completarea semafoarelor actuale cu bandă LED. La urmăniți că răspins, proiectul pe nu se ajut că răspins. Până la vor, ținem proiectul. Propunerea alocare de resurse financiare pentru amplasarea de stâlpi de orientare stradală în puncte de intersecție a străzilor de oraș Târgu Frumos. Nu s-a văzut că respins. Nu m-a văzut, cine este pe atât? Împotrivă? Abține? Domnule, sau domnilor inițiatori, propunerile astea să vin documentate în spate. Nu veniți dumneavoastră cu sume, nu știu de unde le-ați luat. Veniți făcut o statistică, făcut un proiect, să se știe într-adevăr cât este manofer, cât costă material. De exemplu, un stâlp, ne-am uitat un stâlp de ăsta, știți cât costă? 1000 de euro. Și dumneavoastră veniți cu propunerea de nu știu cât să... De cât? De cât? Da, 150.000 de lei. Păi cum să fac eu să ajung în... Să mă pun în zona centrală, să dăm și noi o față frumoasă orașului, la an, prindeam și mergeam spre zona, da, spre periferii și mă stăm în trei ani, zic să realizez acest... Uitați-vă în dezbaterea care am publicat-o noi, fiecare proiect are, fiecare propunere are un proiect în spate. Da? Care justifică valoarea. Nu vine dumneavoastră cu propunere, propun să-mi alocați, să-mi dați niște bani. O singură întrebare. În bugetul de anul trecut și în planul investiției exista reabilitarea de pe Ecaterina Teodor Roiu. Puteți să-mi spuneți cum a fost scoasă în planul de investiții? Probabil că... Este aprobată în Consiliul Local. Investiția. Referitorul la? Strategia apare între subterista de investiție a primăriei, aprobată în Consiliul Local. Ce să investim în strada Catedrală? Este, uitați-vă, vă rog, pe bugetul de anul trecut, apare ca obiectiv de investiții.
în bugetul orașului, da? Planul de investiții, votat în Consiliul Local, anul ăsta unde se văd. Celelalte lucrări am înțeles, nu s-au efectuat, rămân în continuare. O să fost eliminată. O să vedeți, dacă o studiați propunerile de buget, o să avem, inclusiv Ecaterina Teodoroiu, o să avem reabilitare prin turnare covor asfalt. Domnul primar, eu am întrebat, nu. Cum a fost eliminată? Puteți să ne spuneți, vă rugăm, cum a fost eliminată o investiție votată de Consiliul Local? De nu, nu ne-am permis să o facem. Nu, dar cum a fost? La dispoziția dumneavoastră? Nu, la dispoziția mea. Cine a eliminat de pe lista de investiții acea investiție aprobată anul trecut de Consiliul Local, de toți colegii? La inițiativa cui? Am vrea să știm. Dar nu știu de ce spuneți că a fost... Domnul primar, haideți-mă, vă rog acum, putem să luăm, da? Cum avem acum proiectul de investiții, da? Da. Și avem proiectele de categorii, da? Păi, anul trecut, avem investiții Ecaterina Teodoroiu. Puteți să spuneți și mie ce investiții trebuiau să facă pe Ecaterina Teodoroiu. Dar da, trebuie să ne spuneți noastră, domnul primar, am dat, de investiții. Am dat bordurile cu vară. Domnul primar, era în listă, nu apare ca și efectuată. Ba da, este verificat. A, deci asta, au fost la bordurile cu bani. Da. Am înțeles, mulțumesc. Excedentul anilor precedenți este în sumă de 10.350,79 lei. La bugetul local, din care în bugetul inițial 2023. În cadrul secțiunii de dezvoltare va fi folosită suma de 8.662,69 lei. Excedentul anului precedent este în sumă de 434 lei, iar bugetul activităților financiare integral și sau parțial din veniturile proprii sau subvenții 254,70 mii lei, spitalul de boli cronice Sfântul Ioan, Târgu Frumos. 25,97 mii lei, Casa de Cultură Garabete Vreneam. 153,89 mii lei, Piața Agroalimentară. Din care bugetul inițial 2023 va fi folosită suma de 254,73 mii lei în cadrul de secțiune de funcționare Spitalul de Boli Cronice Sfântul Ioan, Târgu Frumos. Acest proiect pe buget propus pentru anul 2023 este următorul. Venituri totale la Consiliul Local în anul 2023 în valoare de 51.670,36 lei. Venituri proprii 16.912 lei, din care impozite și taxe locale 7.653,03 lei. Cote de sume defalcate din impozit pe venit 9.259,51 lei, sume defalcate din TVA 8.238 mii lei, subvenții de la bugetul de stat 18.771,12 lei, fonduri nerambursabile 7.748,70 mii lei. Cheltuielile totale la Consiliul Local din cadrul bugetului local 2023 sunt în valoare totală de 60.333,05 mii lei, reprezentând un deficit acceptat în sumă de 8.662,69 lei, care se regăsește în secțiunea de dezvoltare. Pentru copii cu cerințe educaționale speciale au fost repartizate suma de 45.000 lei, pentru tichete de creșă, suma de 20.000 lei, bugetul local contribuind cu suma de 1.422,04 lei. Pentru finanțare complementară, și avem aici 285.000 lei navete cadre didactice, 25.000 lei sănătate și securitate în muncă, 3,40.000 lei indemnizație de instalare,
1.108,74 lei cheltuieli de capital la capitolul învățământ, pe lângă finanțarea de bază și cea complementară, se mai adaugă suma de 25.917,81 lei. Veniturile bugetului activităților financiare integral sau parțial din venituri proprii, subvenții în anul 2023 sunt de 8.554,83 lei. Și avem învățământ, 654.000 lei. Din care, la liceul teoretic Ion Nefuță, 24.000 lei. Grădința în program prelungit, 630.000 lei. Casa de Cultură Garavete Găilean, 140.000. Spitalul de boli cronice, Sfântul Ioan, 7.360 de lei. Piața agroalimentară, 400.000. Programul investițiilor publice pe anul 2023, care a stat în site, a stat în dezbaterii, valabil și pentru domnii inițiatori cu amendamentele. Avem studii de fezabilitate, 300.000 lei. Dotării independente la evidența populației, 100.000 lei. Amenajare punct comandă protecție civilă, 50.000 lei. Reabilitare, modernizare și extindere grădința program normal, 5.293.130.000 de lei. Reabilitare, modernizare și extindere grădința program prelungit, 3.834.460. Reabilitare teren sport, școala Garavete Brăilean, 358.640.000 lei. Reabilitare și modernizare internat, liceul teoretic Ion Nefuță, 10.402.260. Reabilitare și modernizare internat, liceul teoretic Ion Nefuță, 1.976.430. Reabilitare și modernizare copce, liceul teoretic Ion Nefuță, 4.732.660. Împrejmuire teren sport, liceul tehnologic Petru Iarăș, 100.000 lei. Reabilitare acoperiș, clădire, corp administrativ, spitalul de bord Cronce, 100.000. Lucrări de terasament și placă pardoseri, piața, pista de atletism, stadionul Nicolae Rățoi, 555.000 lei. Reabilitare parc de joacă pentru copii din zona Lunca Bahuiesc, 175.000 lei. Reabilitare spații verzi, alei pietonale, circulația auto și parcare în zona străzii 1 Mai, Petru Iarăș și Explanadă. Deci tot ce există în fața primului. Așa am hotărât să fie o investiție să luăm multe anuale, dar să luăm de la un capăt, să terminăm la cea 1.500.000 lei. Verificare și înlocuire, instalație electrică, Casa Garabet, Casa de Cultură Garabet de Brăilean, 20.000 lei. Proiectare și montare instalații de hidranți, interior, confort, ISU, Casa de Cultură, 100.000 lei. Reabilitare fântâni arteziene, 1.350.000 lei. Achiziționare cărți Biblioteca Roșănească, 15.000. Achiziționare centrală termică, reparații de încălzire, Casa de Cultură, 100.000 lei. Achiziționare uși ignifuge, rezistente la incendiu, Casa de Cultură, Garabete Brăileanu, 4 bucăți, 20.000 lei. Achiziționare mașină de spălat pardoseri, sala sportului și tineretului, 15.000 lei. Asigurare, utilități și sistematizare verticală, bloc locuința anele pentru tineret,
300.000 lei. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2018, aici este de POIM, 385 mii lei. Extindere rețea electrică în orașul Târgu Frumos, strada Ocorului, casă de apă, cu cuteni, liuteți, 22 decembrie, varianta veche, 175 mii lei. Extindere rețea de gaze naturale în orașul Târgu Frumos, strada George Coșbuc, 87 mii lei. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, expertiză tehnică, audit, energie, consultanță, 20 mii lei. Achiziționarea automăsurătoare de capacitate mare, 1.150.000 lei. Reabilitare străzi prin asfaltarea acestora. Unirii, Lucării, Măicuță, Ocorului, Luca, Baureț, strada nouă, 7.333.000 lei. Semaforizare, trecere pietoni, strada Cuzavodă, 150.000 lei. Reabilitare terasament trotuare și rigole, strada Eternității, 145.200. Reabilitare trotuare, pene, sala de sport Tineretului, sala de sport a Tineretului, intrare Războiem, strada Trandafirilor, supermarket Nova Miro, blocurile Anele, strada Maicuțe, 500.000 lei. Reabilitare străzi prin asfaltarea acestora, pertănari, drum lateral Cuza Vodă, râpii, grădinari, drum lateral, 1.110.000 lei. Și până la urmă să dea bunul Dumnezeu să le reușim să le facem toate. Mulțumim frumos pentru informare, domnule primar. Știți că erau la mapă și au votat și în comisie. Mulțumim pentru prezentarea lor. Eu am prezentat bugetul, nu am prezentat amendamentul. Dar le aveam și la mapă și au fost votate. Și o singură remarcă, ca să interpretez este politic, doar la ceea ce am spus dumneavoastră la chestiunea de buget. Vreau să spun doar atât. Avem un buget anul ăsta de investiții de 7 milioane de euro, din care 3,6 milioane sunt în PNRR, prin cele 4 proiecte, da? Semate. Dacă nu vă vedeți supăra, la București trebuie să merg mai sunt încă 3 proiecte. Spre comparație, Podul Iloai, un oraș amenic, atât de frumos, are prin PNRR 24,6 milioane de euro în bugetul de investiții în acest an. Mulțumesc! Dar noi avem, nu vă supărați, noi avem, în toate proiectele avem 44 de milioane de euro. Și ca să și încheiem, am înțeles că vă interesează regulamentul de aprobare a terenurilor aflate în domeniul public referitor la parcări. Și dacă nu vă supărați să activați un pic arhiva dumneavoastră, dacă mai păstrați cu Consiliul Local, pe data de 17.03.2015 a fost președinte de ședință prin care s-a votat. Și credeți că nu am dreptul să nu pune la dispoziție? Nu puneți Târgu Frumos cu Iașu. Iașu este frecventat. Ce ar însemna să se facă decizional? Pot să fac la fel proiect de hotărâre care se vină în fața colegilor. Ei îl aprobă sau îl resping. Este dar altceva. Nu interziceți dumneavoastră. Este altceva. Dumneavoastră a solicitat fără, da? În calitate de consilier local. Dar a fost președinte de... Dar eu vreau să mi se pună la dispoziție că am dreptul ăsta. Am fost să activați arhiva dumneavoastră. Am dreptul, da, de a solicita un document. Da. Și avem o inițiativă. Pentru o inițiativă 03-2015 a fost aprobat și dumneavoastră aveați președinte. Da. Elu, cum s-au referitat la partea? Da, eu rog atunci să menționați în procesul verbal că solicită punerea la dispoziția regulamentului. Pentru parcare.
Va fi ușor să gândă, dar chiar nu vreau să gândă. Da, atunci facem noi. Asta nu spui ce am. Păi sunteți obligați în termen 30 de zile să nu le puneți la dispoziție. Da, dar nu spui nimic. Vreau și eu ceva oficial de la dumneavoastră. Păi nu, a solicitat, am solicitat. Cum ați solicitat prin telefoane, domnul? Nu, solicitarea se poate face în cadrul ședinței, da? Se poate precizat în procesul verbal. Vă rog să-mi le puneți la dispoziție. Eu nu fac nimic regulamentul, nici ceea ce a spus dumneavoastră pentru mine. Mă duc doleanțele cetățenilor pe care îi reprezentăm și noi. Aia mai puțin, mai vai de seaua lor, că azi chiar domnul director a fost o remarcă care m-a cutremurat. Să facem parte în jurat pentru 20 de copii. Și aici pe copii, să ne-am interesat noi. Ăia nu sunt copii, nu așa? Ăia nu sunt copii, orașul. Noi am terminat Luca Bavuleț, am amenajat. Domnul primar, se face beneficii de acolo și pentru copil se face. Și pentru un copil. Bine. Dar când ați voie. Păi nu, că am fost implicat în această discuție. Ideea era, bănuiesc că m-ați auzit până la capăt sau n-ați mai fost atent. În acest moment, pe acel amendament, am spus că în jura sunt maxim 20 de copii. N-am expus la o viitoare rectificare, să nu prindem și jura. Prioritatea a fost încheierea investiției. Nu poți să fii. Rectificarea pe 2024, mă, domnul. Deci fii un copil. Deci, adică dacă sunt 20 de copii, ăia nu au drept. Vă respect, domnul Fărea, nu v-a spus nimeni nimic noastră. Deci vă respect, nasta, de față, nu. Vă respect inteligența, dar nu răstrămăcesc. Nu am spus de răstrămăcere, dar să știți ba, că argumentul că acolo sunt 20 de copii, e destul de rabilat. Duceți faza acum la final, dacă tot da, nu. Nu rupeți în două, așa cum vă place și vă cade bine noastră. Vă rog frumos. Nu, domnul primar, nu votăm împotrivă. Nu suntem împotriva proiectelor orașului. Dar nu putem să acceptăm bătaia de joc. Care bătaie de joc, domnule? Dacă la mine vine comisia cu din 16 cu 10 proiecte, eu nu am venit nimic împotrivă. Dar dacă așa vom ieși, ce se pare? Care e comisia să petăm în comisia?